este loc sub soare pentru toate muzicile. Eu cred că este loc și pentru bună înțelegere între toți artiștii și toți muzicienii și cu toții avem de descoperit lucruri foarte interesante unii la toți ceilalți. Sălile, spațiile în care cântăm, sunt alese întotdeauna în funcție de contextul, în funcție de atmosfera pe care dorim să o creăm. Sigur că acum, anul acesta, în acest context pandemic, în care avem totuși privilegiul și șansa să putem evolua, am devenit și noi mult mai flexibili. Cântăm, spre exemplu, de multe ori în aer liber. Ne bucurăm încă și mai mult atunci când avem ocazia să cântăm în catedralele în care plăneam să cântăm inițial. Așadar, totul este flexibil și cred că aceasta ne poate asigura și supraviețuirea pe termen lung. Dacă n-ar exista emoții, atunci muzica ar fi moartă. O muzică cântată așa, total detașat, nu se ridică, nu părăsește această sferă pur sonoră și nu reușește să ne atingă sufletul. Mi se pare întotdeauna foarte important ca atunci când sunt pe scenă să pot să fiu gata să-mi dau viața pentru muzica pe care o cânt. M-am bucurat, spre exemplu, acum câțiva ani când am cântat o lucrare extrem de dificilă, extrem de dificil de ascultat, nu mai vorbesc de cântat, sonata pentru vioară solo de Bela Bartok. Și a avut mare succes programul respectiv și opinia revelatoare pentru mine a fost aceea unui spectator care a spus: dom'le, eu, sincer să fiu, nu recunosc că nu prea am înțeles mare lucru din muzică, dar am relaționat cu entuziasmul, cu pasiunea cu care cânta violonistul și atunci parcă s-a legat ceva. Eu cred că e foarte important ca oamenii să vină în contact cu o muzică pe care poate chiar să nu o înțeleagă de prima dată, dar să intre în contact cu ea, să le rămână acolo în minte și, cine știe, să dezvolte lucruri interesante ulterior. Cred că cele mai frumoase confirmări ale interesului oamenilor pentru muzica pe care o cânt l-am primit acum, în acest context de pandemie, atunci când deja obișnuința oamenilor de a merge la concerte, de a merge la evenimente culturale a fost abrupt întreruptă, a fost abrupt oprită și totuși aproape întreg turneul Stradivarius era sold out dinainte de a porni la drum. Adică totuși asta arată, după părerea mea, cât de importantă este cultura în viața noastră de zi cu zi. Sigur, e de înțeles că în fiecare zi trebuie să fim preocupați de supraviețuirea noastră ca indivizi, deci de viața noastră și de sănătatea noastră. Două nevoi de bază fizice, trupești. Dar să nu uităm că ființa umană are și o componentă celestă, are o componentă spirituală și de aceea, în egală măsură, avem nevoie și de muzică și de teatru și de o pictură frumoasă și de un muzeu, tocmai pentru a păstra în echilibru cele două componente, cele două dimensiuni ale existenței noastre. Țin minte reacția unui meloman la unul din concertele din turneul Stradivarius. Cred că eram la Brad, oraș foarte mic, și cineva din public a venit și mi-a spus așa, de-a dreptul, și că: domnule Tomescu, am așteptat toată viața un astfel de concert. Mulțumesc că ați venit. Ce altceva să mai spui în plus de atât? Mi-aș dori să am aceste puteri magice în care să mă pot lua la trântă cu toate aceste idei preconcepute legate de muzica clasică, nu cum că ar fi elitistă sau de neînțeles și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi, fiecare dintre artiști are această responsabilitate de a-și face părticica lui, minusculă, microscopică, cât ar fi ea de mică, de treabă, de popularizare, de răspândire, neapărat a muzicii propriu-zise, cât a legăturii noastre cu muzica, a interesului nostru, a plăcerii, a pasiunii care ne animă în fiecare zi. Și atunci oamenii pot relaționa cu aceste lucruri. Sigur, acum este absurd să-ți imaginezi că dacă muzica clasică este atât de grozavă și are chiar și efecte benefice pentru sănătate, toată lumea ar trebui să o mănânce cu lingura. Adică muzica clasică nu este un ulei de pește. Fiecare are relația lui personală cu muzica clasică. Pentru fiecare există anumite lucrări muzicale, anumite epoci cu care poate să relaționeze. Sau în egală măsură este posibil să nu-i placă deloc, de nicio culoare, de niciun fel. Și este perfect ok.